fie în această seară la Atlantic Run. Vă las să citiți pe ecran și să vedeți imaginea celui care a zburat pentru prima dată în Cosmos și a prezentat România. Este vorba de Dumitru Dorin Prunariu. Domnule Prunariu, vă rog frumos. Domnule Alexandru Mironov, bine ați venit la Atlantic Run. Și vi-l prezint în cadrul ăsta special, într-o seară absolut specială, la puțină vreme după o realizare cu totul și cu totul special a speciei umane, de punerea lui Curiosity pe planeta Marte, pe unul dintre cei mai importanți români din istoria României, un adevărat monument viu, chiar dacă nu-i place că spun asta. Gândiți-vă însă că este singurul român extraterestru. Timp de 8 zile, Dorin Prunar a fost în jurul Pământului, s-a învârtit, dacă nu mă înșel, de 185 de ori în jurul Pământului și chiar la prima noastră întâlnire, la prima emisiune pe care am făcut-o, mi-a spus ceva care m-a zguduit. Când prima dată am văzut prin hublou atmosfera Pământului, stratul mic în care ne ducem viețile, stratul mic în care trăiește specia Homo sapiens și toată viața Pământului, am fost zguduit. Cam astea au fost cuvintele tale. Vreau să vă rog ca el să spună câteva cuvinte, să se prezinte ceea ce face. Credeți-mă, numai eu l-am însoțit în 200-300 de întâlniri cu publicul, la cât o fi fost probabil mii. Și după ce se va face prezentarea pe care de obicei o face, o să încercăm o discuție despre viitor, așa cum o vede cosmonautul Prunariu, unul dintre cei 500. Numai atâta, sunt pe Pământ, 500 de oameni care s-au ridicat pe jurul Pământului, au văzut Pământul, sunt altfel la minte decât noi ceilalți și eu îmi doresc sincer ca ei să fie grupa, ei să fie partea din populația Pământului care să hotărească soarta civilizației noastre, unde și cum ne ducem mai departe. Înțelepți care au învățat multe, oameni care știu enorm de multe, inginerul Dumitru Prunariu este calificat într-o mulțime de meserii. Și după ce va fi prezentarea asta a viitorului, vom intra, ceea ce îmi place să spun, în direct cu NASA, cu Jet Propulsion Laboratory și vom bârfi planeta Marte. Dorina, îți mulțumim pentru asta. Mulțumesc, Alec. Deși eu nu vă văd pentru că am o lumină puternică în față, văd doar câteva umbre, dar voi vă vedeți foarte bine. O să încerc în... Ok, stăm așa. Până intrăm cu NASA în direct. Ok. O să... Încerc, după o scurtă prezentare pe care o să vă fac, să intrăm într-un dialog. Pentru că opinia mea este că cel mai bine se poate răspunde curiozităților oricui prin dialog, prin discuție, prin interacțiune directă. Este adevărat că în momentul de față există exact 524 de zburători în spațiul cosmic, dintre care unii, aproximativ 70, au plecat dintre noi, fie în timpul misiunii, fie ulterior, din diferite motive, boală, accidente. Ultimii doi astronauți sunt chinezi. Un astronaut și o astronaută, prima femeie chineză care a zburat în spațiul cosmic, are numărul 524. Eu, la vremea mea, acum 31 de ani, în luna mai 1981, am fost al 103-lea zburător în cosmos al planetei Pământ și normal că mă mândresc cu acest lucru, îmi pare rău într-un fel că nu am fost în prima sută. Toți dar... se mândrim cu acest lucru. Dar fiți siguri că peste încă 100, 1000 de ani, primii 1000 vor fi probabil cei mai importanți, după aceea totul se va transforma într-un lucru obișnuit, zborul în spațiul cosmic. Obișnuit la nivelul Terei, dar neobișnuit la nivel planetar. Neobișnuit la nivel interstelar.
pentru că deși deocamdată ne-am învârtit o grămadă în jurul Pământului, deși 12 pământeni ai noștri au ajuns pe Lună, din 18 câți au ajuns să se învârtă în jurul Lunii, să nu uităm că echipajele Apollo au fost formate din către 3 persoane, dintre care una a rămas în modulul care s-a rotit în jurul Lunii, iar 2 au coborât pe Lună. Deci 12 oameni, un mic secret dintre ei, 11 erau militari, iar civilul care a zburat ultima dată, John Locke, lucra și el pentru armata americană. Asta nu înseamnă că i-a oprit cineva să povestească ce au întâmpinat acolo, ce au trăit acolo, ce au simțit acolo. Și acum, ca să mai incităm puțin spiritele în afară de problemele OZM-urilor, pe acestea niciunul dintre ei nu le discută. Și nici eu, pentru că le cunosc foarte puțin, să fiu sincer, dar vă las pe voi să puneți întrebări. Oamenii zboară, în primul rând, în jurul Pământului pentru a cunoaște ceea ce se poate face în imponderabilitate, ce experimente, ce materiale pot fi create, imposibil de creat în condiții de gravitație terestră, pentru a studia cum se comportă organismul uman timp tot mai îndelungat, în acum aproximativ, nu, 98, un rus, Valeri Poliakov, a petrecut un an și 4 luni neîntrerupt în spațiul cosmic, este medic, își desfășoară în continuare activitatea ca medic și a testat pe propriul organism cum se comportă acesta în timpul unei perioade foarte lungi în spațiul cosmic. Aceasta pentru că în cosmos se petrec foarte multe modificări în organism și nu toate sunt benefice. Plecând de la aceasta, o să abordăm problema zborului spre alte corpuri cerești. Luna a fost abordată cu mult succes de americani. A fost un program extraordinar, un program care nu numai că a adus extrem de multe noi tehnologii, inclusiv în domeniul informaticii. Să nu uităm că primele procesoare au fost create de Intel pentru programul Apollo, apoi s-au răspândit, iar acum microprocesoarele sunt peste tot în viața noastră de zi cu zi, de la computer, la telefoanele mobile, la orice aparat electronic folosim. Dar în același timp, pentru americani a fost o lovitură de imagine puternică în acea perioadă istorică. Rușii au deținut supremația în domeniul spațiului cosmic până la acest program Apollo american. Rușii au trimis primul om în cosmos, rușii au trimis prima femeie în spațiul cosmic, rușii au fost primii care au fotografiat fața nevăzută a Lunii, rușii au fost primii care au trimis o sondă care a căzut pe suprafața Lunii. Rușii de asemenea au construit primul laborator spațial, Salyut 1, la vremea respectivă, și tot ei se pregăteau intens să pună și piciorul pe Lună, numai că americanii au investit atât de mulți bani, încât programul a fost atât de puternic accelerat și nimeni nu a putut să-i ajungă din urmă, încât ei au fost primii care au pus piciorul pe Lună. Iar de aici, drumul spre alte planete este deschis. Marea problemă pe care o traversăm cu toții o reprezintă timpul. Timpul foarte îndelungat pe care îl ocupă dezvoltarea unui program spațial. Uitați-vă că de la primele nave care explorează planeta Marte, de acum peste 30 de ani, cam prin 1976 au fost primele nave care au coborât pe suprafața planetei Marte, și până acum, când în sfârșit un robot de dimensiuni mari a coborât lin pe suprafața planetei și o explorează, și caută să ne transmită informații dacă vreodată pe Marte a existat sau nu viață, sau poate chiar, dacă chiar acum există viață pe Marte, au trecut foarte mulți ani. În general, astfel de programe spațiale foarte lungi se măsoară nu în ani, ci în decenii și în generații. Sunt alte generații de cercetători care acționează astăzi față de cei care au contribuit la ajungerea omului pe Lună. Sunt alte generații de exploratori care se pregătesc pentru spațiul cosmic astăzi decât cei care au început era cosmică, acum peste 50 de ani. Sunt alte generații de echipamente, de aparatură, de nave cosmice care zboară în spațiul cosmic, cu performanțe mult îmbunătățite. Și cu toate acestea,
Gândiți-vă că în continuare decolăm spre spațiul cosmic cu rachete care ne împing vertical și care consumă foarte mult combustibil clasic, fie că acesta este cherosen și oxigen lichid sau hidrogen și oxigen lichid sau combustibil solid, că în continuare folosim același tip de manevre în spațiul cosmic și în principal explorăm zona din jurul Pământului până la explorarea spațiului cosmic îndepărtat doar cu nave automate. Vă gândiți cum a evoluat totuși cosmonautica? Pentru că naveta spațială, după navele clasice, a deschis un nou drum. Drumul lansării unui aparat de zbor tip avion în spațiul cosmic, lansat desigur cu o rachetă vertical, dar care revenea pe Pământ ca un avion obișnuit, ateriza pe o pistă de aterizare și scutea foarte mult din eforturile unei echipe de căutare-salvare care este folosită în momentul de față pentru recuperarea capsulelor navelor cosmice rusești Soyuz sau chinezești Shenzhou. Cu toate acestea, cosmonautica a rămas undeva bătând pasul pe loc, deși pentru același tip de tehnologie s-au dezvoltat foarte multe invenții, inovații, dar fără să ducă la noi sisteme de lansare în spațiul cosmic. Ne-am fi așteptat ca după 50 de ani de cosmonautică, astăzi să fi decolat cu o navă cosmică, așa cum decolăm cu avionul, să fi avut sisteme de propulsie cu niște materiale speciale care se reducă în spațiul cosmic, să putem accelera acolo, să zburăm spre alte planete și cu aceeași navă interstelară să ne întoarcem pe Pământ și să aterizăm în atmosfera terestră, așa cum aterizăm cu un avion. Se pare însă că eforturile specialiștilor costă extrem de mult și că deocamdată se păstrează aceste sisteme clasice cu care am zburat și eu în spațiul cosmic, iar viitoarele sisteme pilotate americane se pare că revin la formula Apollo, la formula de lansare normal cu o rachetă în spațiul cosmic, dar de revenire cu parașute în atmosfera terestră și de coborâre lină, fie pe Pământ, fie în Oceanul Planetei. Prima navă privată care a zburat în spațiul cosmic a efectuat acest zbor anul acesta, luna aprilie. Este vorba de nava Dragon, lansată de firma privată SpaceX cu o rachetă Falcon 9 și care a efectuat juncțiunea cu Stația Cosmică Internațională. Tot aceeași firmă care are contract cu NASA speră ca în câțiva ani de acum încolo, maxim 4-5 ani, să adapteze această capsulă Dragon pentru zboruri cosmice pilotate, să trimită în cosmos din nou astronauți americani cu mijloace americane. În momentul de față o să vă întrebați de ce există numai 524 de cosmonauți, astronauți, spaționauți, taikonauți, malaizienii le spun Angkasa One, deci fiecare țară și-a dezvoltat o anumită denumire pentru cei care zboară în spațiul cosmic. Noi haideți să le spunem generic astronauți. De ce? Pentru că există o criză mare de mijloace de lansare. După cum vedeți, naveta spațială americană nu mai zboară în spațiul cosmic. Ea și-a încheiat perioada de garanție, a fost pusă la pământ, este făcută cadou diferitelor muzee și va putea fi vizitată de generații întregi de oameni care să vadă cum s-a dezvoltat într-o anumită perioadă istorică cosmonautica americană. În momentul de față, singurii care lansează oameni în spațiul cosmic sunt rușii, cu nave Soyuz, cu 3 oameni la bord, și chinezii. De asemenea, cu nave proprii, Shenzhou le spune, și cu 3 oameni la bord. Naveta ar fi dus 7 oameni în medie. Din cei 3 ruși care sunt singurii care lansează echipaje internaționale, unul este rus, unul american. Americanii au un contract de lungă durată cu rușii pentru lansarea cosmonauților și unul dintre ei este un alt cosmonaut dintr-o zonă geografică diferită, fie că este Asia, fie japonez, fie din alte țări asiatice, fără China, ca ce lansează, spuneam, proprii cosmonauți, sau din Europa. Europa fie prin contract cu Agenția Spațială Europeană, fie contracte individuale, separate, cu Germania, cu Franța, cu Italia.
Până acum, alții nu au semnat contracte separate cu Federația Rusă. Asta înseamnă că, la nivel european, deși ne așteptăm să se facă din nou selecții pentru astronauți europeni, probabil în 3-4 ani de acum încolo, să se selecționeze probabil și un român care să zboare în cosmos, un alt român decât mine și abia aștept să mai fie unul, atâta timp cât Europa are șansa de a trimite un cosmonaut o dată pe an sau o dată la 2 ani, șansa ca un român să mai ajungă în cosmos va fi probabil numai devreme decât peste 20 de ani. Ceea ce este mult. Dar asta înseamnă că unul dintre voi, probabil, dintre tinerii de aici, copiii de aici, vor avea șansa să devină cosmonauți. Hai să-și întrebăm, cine vrea să zboare în spațiu cosmic din rândul tău? Ia deja sunt câțiva. Îi văd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, îi numărăm. Aș dori ca cel puțin jumătate din voi să vă pregătiți pentru spațiul cosmic și cel puțin unul să zboare în spațiul cosmic. Acum, pentru că a venit vorba de cine dorește să zboare în spațiul cosmic, sigur, se va putea zbura în curând și în regim privat. În regim privat va trebui să fiți milionari și să scoateți milioanele din buzunar, să le plătiți unei firme private care se va trimite în cosmos. Veți simți, desigur, imponderabilitatea. Veți vedea frumusețea Pământului din spațiul cosmic. Veți admira ceea ce înseamnă zona extraterestră care îți creează senzații noi, deosebite. Și veți înțelege ce înseamnă, de fapt, Pământul văzut de acolo de sus, din afara lui. Dar va costa mult. Recomandabil este să zburați în cadrul unui program guvernamental în care să reprezentați interesele unui anumit stat, unei anumite agenții spațiale și să nu vă coste pe voi nimic, ba chiar să mai primiți și ceva bani pentru asta. Nu prea mult, să știți că nu e mare salariu de cosmonaut. Dar senzația de a zbura în spațiu cosmic este extraordinară. Bun, pentru a nu insista cu multe lucruri care sunt generale, și pentru a ajunge ulterior, după ce intrăm în legătură și cu NASA, la Curiosity, la explorarea planetei Marte, acolo unde sperăm să găsim viață, sperăm să aflăm trecutul și viitorul planetei noastre prin investigarea unei alte planete, a planetei Marte, unde se pare că acum un milion, poate mai mult de un milion de ani, a existat viață, a existat vegetație, iar acum este o planetă aridă, pustie. De ce a ajuns așa? Ce s-a întâmplat? A fost o calamitate naturală? A fost un cataclism? A fost un fenomen cosmic care a dus la dispariția vieții pe Marte? Oare ne așteaptă același lucru pe Pământ? Oare pericolele din spațiul cosmic, fie că sunt provocate de exploziile solare puternice, fie că sunt provocate de asteroizi care pot lovi Pământul, fie că sunt provocate de radiații cosmice puternice venite de undeva din alte zone, toate acestea trebuie să le aflăm, să le cunoaștem și să ne protejăm pe cât posibil împotriva lor. La sfârșit vă voi prezenta un program de protecție a planetei la care particip și eu, alături de câțiva astronauți americani și alți specialiști, un program foarte interesant și important pentru planeta noastră. Dar până atunci, vă propun să limităm pe Pierre de Chiellini, care avea să vă provoace la o... Ok. Hai să-l invităm pe Pierre, bunul și vechiul meu prieten, să spună câteva cuvinte, apoi aveți cuvântul. Eu sunt aici, la țintă, aruncați cu întrebări în mine și eu caut să vă răspund. Vrei să faci? Numai puțin să spună câteva cuvinte, Pierre. Dorin, ai făcut o mie de teste înainte să ajungi acolo sus, printre aștrii și profit că suntem prieteni, profit că ești aici și vreau să te provoc să continui niște teste în spațiul în care noi ne jucăm cu sportivi. Pe de-o parte. Pe de-altă parte, poate că meritai să spui că Agenția Spațială Română este membra ESA și că Agenția Spațială Română este în programul care construiește drumul unui echipaj uman spre Marte și că colegii mei nu știu, dar ei sunt în programul ăsta, fără să știe, pentru că pentru a putea să fim pe Marte, pentru ca oamenii să fie pe Marte, trebuie să putem să fim, să-i ajutăm să facă acea performanță
de a ieși din normalitatea lor ontologică născută și să poată să facă saltul către homus extraterestris. Homo cosmicus. Homo cosmicus. O să te rog să mă însoțești. Vreau să te fac boxer în seara asta. Mă lupt cu planetele să... Da? Într-un exercițiu de control și într-un anume fel, într-un exercițiu de alt fel de educație. Profit de Dorin pentru că ne știm, pentru că el reprezintă o valoare și pentru că vreau să-l provoc să se depășească. Mi-a dat odată șansa de a-l fi provocat și de a fi în cei patru oameni, încă doi prieteni, el și băiatul lui care l-a depășit, care au reușit să se controleze pe o structură ca cea pe care o vedeți în insulă acum, de control neuromuscular, de excepție. Absolut de excepție. Iar atunci când băiatul lui a văzut ce face taicăsul, a spus, lasă-mă și pe mine. Și l-a depășit. Asta este... Ceea ce m-a bucurat. Da, da, asta este... E comandat la Tarom, fiul meu cel mare acum. Este datoria voastră. Uitați-vă la noi și spuneți tata, mama, profesorul, sunt niște jaloane. Noi știm să dorim mai mult. Și ăsta este rostul vostru. Rostul vostru este să treceți peste ceea ce noi am putut să facem, peste ceea ce el a putut să facă, peste minunata muncă pe care Alexandru Mironov a făcut-o și încă poate nu vă dați seama că ne-a deschis mințile. Da? Către o lume care va să fie. Da? Pentru ceea ce a făcut prietenul nostru de aici, care este și câteodată se laudă că este administratorul Atlanticronului și care ne-a adus aici și care se bate de fiecare dată ca să ne aducă aici, ca să ne creeze condițiile, să ne simțim așa cum ne simțim, liber. Este un sentiment fără egal pe care îl datorăm lui Mironov, da, și lui Repanovici și pe care, de care trebuie să profităm și, cum spunea cândva Henri, băiatul meu, trebuie să învățăm să-l luăm și să-l putem dincolo. Hai, Dorin!